Bună ziua, dragilor, și bun găsim la întâlnirea cu Profo Online. Din nou suntem împreună. Iată-ne după un an de zile cu Eva. Scumpa mea, Eva. Ți-a fost dor de matematică? Foarte dar, sigur că da. Eva pentru acasă. Pentru acasă. Ce clasă ești tu la facultate? Pregătitoare. Înseamnă 0 și tu fără 0, că 0 înseamnă nimic, da? Așa face. Pregătitoare. Eva, te rog să facem un lucru pregătit la treabă. Și eu scriu numărul ăsta și tu îl citești. 27. Deci el e compus din 20. 20. Așa se scrie 20, bine? Da. Din 20 plus 7. Dar, de fapt, înțelegi un 10 și un 10, da? Deci este un 10 odată și încă un 10. Și plus 7. Destul de mult are el. Are un 10, adică dacă te zici unul înțelegi un 2, înseamnă un 10. Pe urmă, încă un 10. A doua oară. Și după aceea mai pui 7. Ia pune tu 7. Deci, așa e 7, cred e 8. Așa, 7. 5 și încă 2. Da? Asta este 7. Deci, vedea, dar este extraordinar. Un 10. Uite cât a făcut aici. Un 10. Și încă un 10. Și pe urmă, 7. Asta înseamnă 27. Am însemnat să scriu mult ca să desenez diminuțile alea, nu? Ca să văd câte sunt acolo, 27. Iar să scriu eu așa. 50, nu, 53, așa scriu. Ce înțelegi tu? 53. Adică înțelegi, înțelegi că câți de 10 trebuie să pună? Trebuie să pui 5 de 10. 5 de 10, un 10. Și încă un 10. Și încă un 10. Și încă un 10. Nu mă recuz să vezi dacă am ajuns. E bine? Îți mai trebuie un 10. Nu mai trebuie un 10, sigur. Încă un 10 și după care pun 3. Bă, asta înseamnă 53. Foarte mult. Între 53 și 27, care e mai mare? 53. 53, care e mai mult de 10. Ăsta numai e 2 și ăsta are 5. Vezi? Deci numărul de 10 indică cât, care e mai important. Aș vrea să compar tu acum 79 cu, dedesubt îl scriu, 65, care e mai mare? 79. Pentru că se spune 7 de 10. Cu alte cuvinte, dacă îl desfășor, înseamnă 20. Și încă 20. Zeci dacă l-am pus destui. Nu spui un nume, dar mă ajuți. Te rog să urmărești cu atenție. Îți spus toți, toți au mai trebuie, îți mai trebuie 2. Încă 2 de 10, sigur că da. 10 plus 10. Și încă 9. Și încă 9, da? Asta e mult ușor. Sau poți face 10 plus 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 10 minus 1. Oh, ia se gândește pe 9 ăsta să vedem ca un 10 minus 1, da? Sigur că da. Adică, în final, Miron mai altă intervine. Deci pe 9 ăsta puteți vedea ca 10 minus 1. Și să avem 8 de 10 minus 1. Că tot 79 face, da? Foarte bine. 65. Câți de 10 se pună? 6 de 10. 6 de 10. Plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, da? Plus 10. Mai pune eu de pe tot. E fi pus pe toți. Am pus cam mulți? Ai pus... Câți trebuia de 10 se pune? Trebuia să pui 6 de 10. Și nu câți am pus acolo? Șase. E bine! Bravo! Deci, n-am greșit. Tu spuneai că am greșit, nu? N-am greșit. 6 de 10. Numărat eu greșit. Ei, numărat tu greșiți. Dar tu știi ce? Tu greșit. Tu depui mare efort pentru că iei 1, 2, 3, 4, 5, 6 și îți fuge ochiul. Dar dacă ai zis 2, 4, 6,
Din 2 în 2. Ia numărul din 2 în 2, să vedeți. 2, 4, 6. 6. Dar din 3 în 3 putea să merg. Ajung tot la 6. 3, 6. 3, 6. Vezi? Vezi? Deci, ți-a reiești tu varianta de numărare rapidă. Cea mai frumoasă, cea mai rapidă a fost 3, 6. Deci, sunt foarte repede. 3 până aici și între 3, 6. Da? Și plus 5. Plus 5. Bun. Bun. Acum, în compactul cu ăsta, uite. 71 și cu 69. Care crezi tu dintre 71 și 69 care e mai? 71. Așa. Păi uite, și ăsta e mare, dar e prin 9 acolo. Da, dar 70 e mai mare decât 60. Așa e. 71 e mai mare decât 69. Chiar dacă la 7 e mai mult decât 1. Deci, dar chiar dacă la 6, la unități sunt 9 față de 1, sunt 9, totuși 10 le sunt. Nu, 10-le sunt cele care hotărăsc. Pentru că aici sunt să zic așa. De la 10. De la 10? Sigur că da, sigur. Deci cine îmi spune care e mai mare? Cifra, cifra 10. Da, dacă ai face chiar și, nu știu, dacă ai 20 de 10, cum scăzi mai 15 de, cu 20. 15 și 20? Sigur că da. Cine e mai mare? Între 15 și 20, o să vedem nimeni. Mă duc la tine și văd exact. 10 plus 10. Câți de 10 trebuie să pun? Vreau și mă ambuț. Câți de 10 trebuie să pun? Am pus destui. Îți mai trebuie 2 de 10. 2 de 10. Câți am pus până acum? 2. Ai pus 4. 4. Și cât ar mai trebui până la 7? Hai să vedem până la 7. De la 4 până la 7. Îți mai trebuie 3 de 10. Asta era 3 plus 2. Da? Deci 3 plus un 10, plus un 10 și plus un 10. În sfârșit, i-am pus pe toți, i-am văzut convingite repede. I-am pus pe toți. Aș zice 3, 6 și cu 7. Dacă îi număr așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de mult timp. De rog șmecherie aici. 3 și încă 3 te faci pe 6-7. 6-7. Vezi? Așa trebuie să mergem. Fac rapid. Și plus 1 aici, da? Plus 1. Iar aici câți de 10 pun? O 10 plus 1 10. Spune-mi tu câți de 10 trebuie să pun aici? Trebuie să pui 3, după aia mai adaugi încă 3. Așa! Foarte tare! Deci ai înțeles acum 3 și încă 3 și am ajuns la 6, da? Vedeți, la 7, 10, încă 10 în plus. Și plus cine acum? Plus 9 unități. Da, corect. Iată că sora ta spunea, zice, ia să comparați voi pe 70 cu 69. 70 cu 69, care să fie mai mare între ăștia doi? Este 70. 70 este mai mare. Chiar dacă... Chiar dacă la unități pe 0 și aici sunt 9 unități, totuși 10 le hotărăsc. Da? Oricum, la 70 are mai mulți de 10. Păi exact, asta e toate. La 70 câți de 10? 7 sunt, nu? Și la 69 sunt 6. De 10. Tu ai stabilit acum prietenilor și ai spus prietenilor voastre așa. Fiți atenți, când aveți două numere să comparați, voi vă uitați la cifra 10, dacă e numai din două cifre, că sunt și numere mai mari de două cifre, dar dacă e numai din două cifre, vă uitați la cifra 10 și vă dau cuvântul meu și să vă fie vouă clar, discutul acum, să vă fie clar, că cine stabilește care e mai mare? Acea număr care are cifra 10 ori mai mare, da? Deci aici ar fi să spun 7 de 10, adică câți de 10 ca să fac 70 de odată? Trebuie să pui 7 de 10. Adică 7 de 10. Spune-mi tu o grupă de câți de 10 și câți de 10 sau la 70. Pun o dată, cât să pun? Întâi pui 30 și apoi pui încă
Asta e treaba. Trei de zi că patru. Sigur că da, așa, așa vreau să fie. 1, 2, 3 și după 1, 2, 3 și 4 de la 10, da? Și acum am pus 70. Iar aici, până unde ar trebui să pună, dacă copii după ăsta? Până 10 aici, până 10 aici. Unde trebuie să mă opresc? Dacă pun sub fiecare, unde să mă opresc? Mă opresc tot la capăt? Nu, te oprești fix. A fix acolo, sigur că da. Sigur că da, acolo. Deci nu mai are mai număr. Fiindcă am pus sub fiecare, mă opresc fix aici, cum ai spus tu. Și plus un 9. Asta era. Foarte tare. Dar acum spune-mi tu nici număr am fix. Adică ar fi așa, 100 și 200, 200, da, 2, și plus de-a de 10, cât să scriu de-a de 10? Trebuie să scrii 3 de 10 și mai dau încă 7. 7. Da? Deci plus un 10, plus un 10, plus un 10, adică sunt 3 în total, și plus un 7. Foarte bine, foarte bine. Scrie de desubt pe următorul. O scriu așa, 1, 9, 9. Ce înțelegi tu când vezi așa, 1, 9, 9? 199. 199, foarte bine. Adică câte sute să scriu? Trebuie să scriu 100 și... O singură sută, da? O singură, da. 100, da? Plus, acum. Adică, câți de 10? 9. 9 de 10. 1. Dar spune-mi tu, din acești 9 de 10, ca să nu-i număr așa, 1, 2, 3, 4, din două variante. Din două variante, ca să facă 9 deodată. Cine? Și cu cine fac 9? 5 și cu 4. Foarte bine. 5 cu 4. Le spun 5 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 10 deocamdată și încă voi pune încă 4 de 10. 1, 2, 3, 4. Și plus în continuare? Plus 9, da? Plus 9 unități. Plus 9 unități. Ei, dar de ce ai spus tu? De ce ai spus tu că dintre astea două care e mai mare? Acum vreau să te întreb. Din astea două care e mai mare? Este 237. Chiar dacă 99 e mai mare decât 37. Dar 200 e mai mare decât 100. Așa că 237 este mai mare decât 199. Foarte bine. Foarte hotărât ai fost. Și îmi place că ai clar lucrurile acestea. Prietenii noștri să înțeleagă, știi tu câți de 10? Suta asta este și sus și jos, da? Este și sus și jos. Dar într-o sută, câți de a de 10 ar trebui să fie? Da. Deci suta asta, de câți de 10 este compusă? Deci, hai să luăm de sus. 90 înseamnă câți de 10 să pună? 90. 90 înseamnă 9 de 10? De 10 ori 9, da? Adică să pun pe 10 de 9. O dată, plus o dată, plus o dată, plus o dată. De atât de care am să pun acum, să pun greșesc, am fost destui, de 10. Nu, mai trebuie eu 10, da? Mai trebuie 1 sau câți mai trebuie? Mai trebuie să pui 5 de 10. Plus 5 de 10. 1, plus 2, plus 3, plus 4 de 10 și plus 5 de 10. Hei, iată la 90, lasă acolo, te rog să nu ștergi. La 90 am pus câți de 10? Am pus 9 de 10. Dar la 100, între 90 și 100, care e mai mare? 100. Păi câți de 10 are el? Dacă 90 are numai 9 de ale 10. Are
Bravo! Excelent! Deci egal cu 10. 10 plus 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 10. Am pus 9 și încă una în plus. Asta era. Sunt 10 de 10. Foarte tare, foarte tare. Da? 10 de 10. Uite, ăsta am plus. Eu completat până la 100. Vezi cât are 100. Când zici o singură 100, 10 de 10. Așadar, 100 asta de aici. 100 asta de aici. Câți de 10 mă face ea? Cât sunt îngrămăniți așa. Sunt înghesuiți aici în 100 asta. Câți de 10? 10 de 10. Asta era. Deci 100 asta depășește pe ăștia de-a mine. Uite, asta văd, înseamnă doar 20. Îi mai trebuie un 10. Și de aceea 200 e mai mare decât 100, cum ai spus tu, ai fost foarte tare, foarte atentă. Îmi place aici că ești... Ai înțeles că când e din 3 cifre, numărul din 3 cifre, nu te mai uiți la ceilalți. Sutele sunt cele care trecează, da? Ia să mai compar tot următor. Vreau să compar 5, 7, 4 cu 4, 9, 9. Adică... Ei bine, 574 are 10. Însă, încă dacă 4 este cu 9 și 9, doar cum? 9 și 9 e mai mare decât 74, doar că 500 e mai mare decât 4. Atunci, 574 egal e mai mare. Asta era. Asta. Cu toate că, cu toate discuții foarte atente. E drept că 74 99, ai spus, 99 e mai mare 74, dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Eu mă uit la sute. Între 500 și 400 mai mare 500. Și atunci eu n-am decât să spun așa. Aici cât o să spun? 574. Înseamnă câți de la 200 trebuie să punești? Nu se mă că urmărești. Câți de la 100 trebuie să punești? Trebuie să pui 5 de 100. Deci 100. Și 200. Și 200. Și 200. Da? 2, 4. Și 200. Și 200. După care pun câți de 10? Câte 10 se pun? 3. Se pun 7 de 10. 7 de 10 plus 10 am pus, ia uite dacă am pus pe toți, chiar nu-mi dau seama dacă am pus pe toți de 10, 7 trebuie să ajung, cât mai trebuie să pun? Deci am pus cât trebuie să mai pun până la 7. Am nevoie de 3. Ai spus numai 2, abia m-am dus până la 6. Dar așa, dacă spuneai încă 3, era foarte bine, da? Vezi, 4 i-am văzut. Chestiunea era așa. De la 4 până la 7, mai trebuie 3. Da? De la 4, uite 4, uite 4, ca să ajung la 7, mai trebuie să crește 3. 4, și încă 3, da? Tot timpul facem legăturile acestea ca să ne înțelegem bine. Și mâncă plus 4. Și încă plus 4. La 499, ce trebuie să fac?
Cât e sute pământ? Lasă că scriu eu, că scriu mai repede. Da? Cât e sute fapt? 400. Așa, una, două, trei, patru. Mai continui și pe asta? Nu, că numai 400 de apă, da? Câți de-a de 10? Cât pun câți de-a de 10? Eu pun să pui 9 de 10. 9 de 10. 1, 2, 3, 4. Cât mai trebuie, mă, de la 4? Cât mai trebuie până la 9? 3 am pus. Cât mai trebuie până la 9? Cât de 10 mai trebuie? Fac un calcul. Ca să ajung la 9. 3 am. 6. 6. Adică un 3 i-am pus. Încă un 3. Încă un 3. Și am făcut cât până acum? 30 cu 3 fac cât până acum? 30 cu 3 fac 6. Și încă un 3. Și încă un 3. Adică încă un de 3 ori 10. Care fac? Exact 9. Și uite cât am pus. Cât am mai pus? Cât am mai adăugat? Așa cum ai spus tu. La cei câți de 10? La cei 3 de 10 am mai adăugat 6 de 10 și am ajuns la 90. Și acum am pus plus 9, plus 9 unități care le pun tocmai la capăt. Da, și ai văd dreptate că 500 față de 499 este mai mare de 574. Și ultima întrebare de ați pus. 500 față de 499. Care crezi din mine? 500 față de 499. Ei bine, 99 e mai mare decât 0. 0, 0 acolo, da. Dar 500 e mai mare decât 4. Așa că 500 e mai mare decât 499. Foarte bine. Diferență de o cifră. Da? Cât e diferența de la 500 la 499? Iată că Miruna vine cu precizarea. După 499, următorul este 500, dacă mai punem unul. Să ne convingem. 500, deci câte sute trebuie să punem? Una, plus încă una, plus încă una. Am pus destule, câte sute mai trebuie? Îți mai trebuie două. 200, plus încă una. Și plus încă una. Și s-a terminat. Nu are ce se pune. 10 nu are. Nu are 10. Nu are nici unități. E treaba lui, nu are. Dar la 499 cum fac? Prima dată și mă ajută. Câți de 100? Cât se pune? Faci 4 de 100. 1, 1, plus 1, plus încă 1, încă 100, plus încă 100, mai pun și următoarea. Am pus oare suficiente? Uite, sunt 4. Da. Da, sunt. Plus, câți de 10 trebuie să pun? 9 de 10. 9 de 10. Adică, pun o 10, plus o 10, plus o 10, plus o 10, plus o 10. Ia vezi câți am pus de 10, că eu nu mai țin foarte. Câți de 10 am pus? Vezi tu repede? Câți de 10 sunt? Și noi aveam 9 de voi. Îți mai trebuie 4. Îmi mai trebuie 4. Plus o 10, plus o 10, plus o 10, plus o 10. Ia vezi, am pus pe toți acum. Ia astea erau aici 5 și am mai pus 4. Sunt 9, da? Și plus 9. Hei, ia uite ce chestii se întâmplă. Până aici, la 100 e egalitate. Uite-te cât e. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Și deodată, o singură 100 de aici. E mai mare decât ăștia toți. E mai mare, deci singura 100 de aici e mai mare decât tot ce este aici. Adică, aici se află ce număr se află? Asta așa tot. S-a aflat 99.
Și 99 față de 100, cine e mai între 100 și 99? 100. Din ce motiv? Pentru că într-o 100 câte 10 sunt? Câte 10? Sunt 10 din 10. 10 din 10. Și aici sunt mai 9. Și mai cealaltă 10, comparată cu 9 ăsta, 9 este mai mic decât 10. Formidabil, foarte tare scrie asta. Mie îmi place foarte mult la matematică, cum ar fi atunci când alegi un număr mare, la cu 9, cum 2999, și adaugi 1, așa o cifră micuță, care probabil nu există, și apoi faci o schimbare atât de mare. Știi? Se produce 10.000. Așa, deci se produce un salt extraordinar. Acel 1 face toată treaba, da? Adică tu spui așa, pe tine te fascinează în momentul ăsta, când ai 200, uite cine spune, când ai în fața ei 299, urmărește, mai poți să mai fie un pic atentă? Cât o trebuie, cât de ceasul? Am încercat să vedem, că mă interesează să văd potențialul acum. Am... E și 36. Și 36, da. Înțeleg, dar de ce? Nu, observ, nu mai are răbdare, da? Adică s-a concentrat aici. Să vă vezi cu 999, așa ar fi un da. Hai să vedem 999. Nu mai este mai și atât de tendințe, da? 299 înseamnă câte sute? Înseamnă 200. 200, deci 100. Și plus 100. Și câte 10? De 10. Deci plus o 10, plus o 10, plus o 10, plus o 10. De când trebuie să pun? Spune câte trebuie să pun? 2, 4, 6, plus o 10, și plus o 10, și plus o 10. Sunt 9, ia să vedem. 3, 6, 9. Și plus acum, plus un 9. Plus un 9. Ei, dacă adunăm un 1, dacă adunăm un 1 la 299, 9 ăsta plus 1, ce face? Cât face 9 plus 1? 9 plus 1 egal cu 10. Și 10 asta se adaugă la celălalt de 10. Cum era un 9 și cu 10 asta, ca să-ți răspund, aceste 90 și cu 10 asta fac încă 100. Și în momentul acesta la 200 mai vine încă 100 și se duce la 300, nu? Ăsta este jocul pe care îl facem. Din motivul ăsta și așa ceva. Așa, dragilor, obiectivul discuției noastre în momentul de față a fost... Poftim? Vrei să mai stai? E obosit. Văd că nu mai ești atent. De ce am zis să oprim aici? Ca să mă duc să o iau și pe Miruna. Ești de acord? Da. Bun. Deci, care a fost obiectivul nostru astăzi? Să citim numere, citim numerele, să vedem câte sute, câte zeci, câte unități sunt și să comparăm numerele. Da? De citit numerele. Deci asta a fost lecția noastră. Da? Să citim numerele până la 1000. Da? Să citim numerele până la 1000. Să înțelegem câte zeci, câte sute, câte, nu? Și câte unități sunt. Și a doua problemă care am avut-o, să comparăm două numere. Deci să comparăm două numere. Deci să citim numele până la 1000 și să comparăm două numere așa cum ați văzut. Acestea au fost obiectivul lecției. Vă mulțumim. Ce le spunem prietenilor noștri? La revedere pe data viitoare, da? Și o să facem lecții și mai interesante, mai frumoase. La revedere, dragilor, da? Și să spunem așa, să nu uitați să dați like și share ca să avem și alți prieteni de lecțiile noastre. Și încă ceva să facă. Să meargă pe la vecini. Să le spună, știți, eu am fost la lecțiile, am văzut lecțiile profilor online, am învățat atâtea lucruri interesante. Dragilor,
Pe proful online intrați, tastați pe Google acolo și intrați la lecția aceea și vedeți lucrurile ții foarte frumoase. La revedere! Așa, vreți să se închizi ușor? Așa, butonul acela roșu.